Elevii au purtat azi banderole albe în semn de protest față de subfinanțarea sistemului educațional. Consiliul Național al Elevilor, structură reprezentativă a elevilor la nivel național, trage un semnal de alarmă în privința subfinanțării sistemului de învățământ românesc și solicită guvernului alocarea a 6% din PIB pentru educație. Care sunt doleanțele voastre, în afară de cei 6%? Dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ, decontarea integrală a cheltuielilor pentru transportul elevilor navetiști, manuale gratuite pentru elevii claselor la 11 și a 12. Facem grevă japoneză, vrem alocarea 6% din PIB, vrem o finanțare, vrem ca elevii să primească mai mult și să fie mai mult încurajați. Printre revendicările elevilor se numără și dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ, decontarea integrală a cheltuielilor de transport pentru elevii navetiști, manuale gratuite pentru clasele a 10-a și a 11-a. Nedecontarea acestor cheltuieli nu face altceva decât să ducă la creșterea ratei abandonului școlar, în condițiile în care multe familii nu-și permit să suporte aceste costuri. Mai spun elevii care astăzi au vrut să atragă atenția autorităților asupra învățământului din România. Cele legate de un învățământ mai bun, adică de o dotare mai bună a școlilor, de asigurarea condițiilor pentru ca acei elevi care se află în mediul rural să se poată deplasa la școală, adică decontarea abonamentelor și a banilor pe care ei îl dau pe transport. Transportul acesta nu se decontează totdeauna la timp și, prin urmare, sunt binevenite aceste doleanțe care trebuie susținute de toți elevii, indiferent de mediul în care locuiesc. Elevii mai cer și creșterea alocațiilor, valoarea acestora rămânând aceeași din 2009, la echivalentul la aproape 10 euro. Potrivit standardelor europene, pentru a asigura un mediu de învățare adecvat, unitățile de învățământ trebuie să aibă în dotare laboratoare, biblioteci, baze sportive, săli de clasă dotate corespunzător, dar și spații destinate activităților extracurriculare.